Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Chris, Evelyn, ne bucurăm de bucuria voastră și faptul că ne bucurăm e justificat de faptul că vă prețuim. Vă prețuim ca pe niște tineri cu minți și serioși în casa lui Dumnezeu. Noi știm că tu ești implicat în muzică, în biserica din Florida și Evelyn e implicată în școala duminicală la noi în biserică. Oamenii vorbesc frumos despre voi, ca despre niște tineri serioși și responsabili. Și despre faptul că v-ați petrecut tinerețea într-un mod cinstit și frumos în casa lui Dumnezeu. Și oamenii vorbesc frumos de familiile voastre, de părinții voștri, de tații voștri și de mamele voastre. Și de aceea ne bucurăm alături de voi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimată biserică, permiteți-mi să spun câteva cuvinte, onorând sărbătoarea familiilor Gaode și Sabău astăzi, alături de acești pastori care au venit să participe și ei cu slujirea și prezența lor la nuntă. Mesajul scurt pe care vreau să-l transmit are un titlu, socotind că uneori titlul rămâne dacă predica este uitată, și titlul este Compatibilitatea căsătoriei. Compatibilitate înseamnă potrivire, incompatibilitate înseamnă nepotrivire. Două lucruri care se potrivesc sunt compatibile și vreau să vorbesc despre potrivirea căsătoriei, adică despre compatibilitatea căsătoriei. Fac lucrul acesta pentru că, uitându-mă în Scriptură, mă miră multe lucruri. Unul dintre ele este faptul că Dumnezeu creează nevoi în inima omului și mai apoi creează împlinirea nevoilor. Dumnezeu a creat nevoie în inima lui Adam, nevoia de a fi cu cineva ca el. Și mai apoi tot Dumnezeu a pregătit și împlinirea nevoii. Dumnezeu așează mai întâi nevoia în Adam pe care el o conștientizează. Se vede singur și neîmplinit, în ciuda decorului magistral de excepție. Și când omul își conștientizează nevoia pe care Dumnezeu a pus-o în el, atunci Dumnezeu vine cu felul 2, cu împlinirea nevoii. Felul acesta de lucru specific tatălui este remarcabil. Observați că Biblia menționează că pentru Adam nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Biblia remarcă două lucruri. Unu, nevoia de ajutor, dar nu doar de ajutor, de un ajutor care să ți se potrivească. Că dacă ai nevoie să fii ajutat cu mâncare și cineva te ajută cu apă, apa este de ajutor, dar nu ți se potrivește. Vreau să spun că toți oamenii când se căsătoresc își au un ajutor. La unii se potrivește ajutorul mai bine și la alții mai puțin bine. Tocmai de aceea vreau să vorbesc despre potrivirea ajutorului, adică despre compatibilitate. Când Dumnezeu i-o prezintă pe Eva, Adam știe că aceasta este fata, aceasta este femeia, aceasta este persoana pe care a căutat-o în grădină, dar nu își putea imagina foarte bine cum trebuie să arate. Secretul unirii în căsătorie este potrivirea, este compatibilitatea. Și metoda compatibilității este disciplina. Acestea sunt cele două lucruri pe care vreau să vi le spun. Secretul fericirii voastre în familie este potrivirea dintre voi doi, compatibilitatea. Și metoda ca să ajungeți la potrivire, potrivirea e un proces, ține toată viața și ar mai trebui un pic de timp. Este disciplina. Prin disciplină vă veți disciplina unul ca să semănați cu celălalt. Veți lăsa fiecare de la voi pentru ca să ajungeți undeva la jumătatea drumului întâlnindu-vă cu partenerul cu care trebuie să vă potriviți, trebuie să fiți compatibili. Vreau să vă aduc aminte și de faptul că nunta reală a lui Chris și Evelyn este comparată, și aceasta este o mare onoare, cu nunta spirituală dintre Mântuitorul Hristos și mireasa lui Biserica. Și putem să facem această paralelă pentru o clipă ca să înțelegem următorul lucru. Mireasa, adică biserica, e foarte diferită de Hristos, care e mirele. Dar el a venit pe pământ și și-a prezentat exemplul și a spus miresei, eu plec. Dar restul timpului până când mă întorc, să vă asemănați cu mine în toate lucrurile.
Și părțile componente ale miresei Domnului, adică ale bisericii, adică credincioșii, fiecare în parte ne luptăm astăzi ca să ne asemănăm cu Hristos. El nu minte, să nu mințim nici noi. El nu face lucruri rele, să nu le facem nici noi. El este nobil, sfânt, drept și plin de iubire și iertare. Și noi suntem chemați să-i urmăm exemplu, să ne asemănăm cu El. Dar uitați care e metoda, disciplina. Petru spune, dați-vă și voi toate silințele. Ce înseamnă să vă dați silințele? Să depuneți efort, să vă disciplinați, să renunțați la voi, să produceți o schimbare care doare, care costă, dar trebuie să vă asemănați cu El. Voi doi trebuie să luptați pentru potrivire, iar metoda este disciplina. Nu se întâmplă în timp ce dormiți, ci în timp ce vă treziți. Aș vrea să spun câteva domenii în care trebuie să luptați, să vă dați silințele pentru compatibilitate. Probabil că unul dintre ele este compatibilitatea culturală. Fiecare om are o anumită cultură care e specifică etniei, locului și timpului în care s-a născut. Aspectele culturale sunt obiceiurile, tradițiile și valorile. Trebuie să acceptăm că este foarte greu să se potrivească cineva care vine dintr-o altă cultură, să zicem dintr-o cultură hindusă, budistă, islamică și se căsătorește cu un creștin. Pe lângă faptul că în țara aceea sunt obiceiuri diferite, sunt tradiții diferite, sunt valori diferite, punerea lor împreună, deși prin dragoste și bine intenționată, va avea aceste bariere, aceste diferențe. Unul va dori una, altul va dori alta și va fi foarte greu să existe o compatibilitate, o potrivire. Probabil că diferențele culturale dintre voi nu sunt așa de mari decât în plan familial, pentru că Cristi și Evelyn, voi conștientizați că veniți din două familii diferite. Într-un fel și-a administrat familia Gao de timpul, banii, prioritățile, aspectele mărunte ale vieții cu familia Sabou. De aceea în familia Sabou probabil a fost puțin diferit. Ei, aceste diferențe voi în timp, prin metoda disciplinei, trebuie să le potriviți și asta o să ia un pic de timp și puțin efort. Să aveți în minte compatibilitatea culturală. Un al doilea aspect de compatibilitate e compatibilitatea genetică. Oamenii se nasc în mod nativ cu o anumită zestre genetică și poate cel mai elementar aspect al zestrei genetice este temperamentul. Sunt mulți oameni care învață în mod greșit și neadevărat că temperamentul se schimbă după ce te convertești. Scumpii mei, temperamentul nu se schimbă niciodată, după cum nu se schimbă culoarea părului și nici a ochilor și nici configurația trupului și nici înălțimea. Temperamentul e viteza de reacție a sistemului nervos. Și dumneavoastră știți că există patru tipuri de temperamente. Uitându-ne la Chris, putem un pic să bănuim ca în ce temperament are și trebuie să acceptăm că e undeva dintre primele două. Nu vreau să spun nimic de Evelyn, dar vreau doar să spun că cei doi, când se căsătoresc, s-ar prea putea ca să aibă două specifice sau două temperamente diferite. Și unul va reacționa foarte rapid și o să-i placă și partenerul să reacționeze rapid, dar partenerul e mai lent. Toate lucrurile le face mai încet. Și pe primul s-ar putea să le enerveze faptul că le face încet. Și o să-i zică, da, mișcă-te mai repede. Al doilea o să se simte ofensat că e terorizat să se grăbească, în timp ce el nu e confortabil să se grăbească. Și îi va spune primului, păi toată viața n-ai fost decât așa și am fugit după tine ca să țin pasul. Oamenii au temperamente diferite. Și temperamentele acestea diferite, să știți că nu se pot compatibiliza niciodată, pentru că nu se schimbă. Temperamentul nu se schimbă niciodată, el rămâne așa. Însă, există o altă compatibilitate care oferă soluție la temperamentul care nu se schimbă, e compatibilitatea morală. Dacă compatibilitatea genetică ține de temperament, poate chiar de înălțime, și aici trebuie compatibilitate, compatibilitatea morală ține de valori, de priorități și de caracter. Caracterul e suma obiceiurilor pe care oamenii și le formează în copilărie și le readaptează la starea de tânăr și adult. Ei, caracterul este suma obiceiurilor pe care oamenii și le formează. De pildă, acum Chris are o anumită sumă de obiceiuri. Cu siguranță o să suporte modificări serioase.
Evelyn are o sumă de obiceiuri, o să suporte și ale ei modificări serioase. Temperamentele nu și le pot schimba, pentru că este sângele din tine, stilul tău de om, dar caracterul este un gard în jurul temperamentului. Și dacă unul dintre soți vorbește repede și uneori fără să gândească și în concluzie jignește, e dur și aspru, prin caracter, prin înfrânarea poftelor care este o roadă a Duhului, adică a caracterului, el va învăța prin disciplină să-și țină gura și să vorbească după ce gândește. Și dacă reușește să gândească de două ori, nu odată, e mai bine. Aceasta e o problemă de caracter. Nu este o scuză să spui mi-a scăpat. Păi ți-a scăpat datorită aspectului de caracter. Păi am greșit. Ai greșit pentru că la capitolul acesta ai o fisură în caracter. Păi așa sunt eu, așa ești tu pentru că nu te-ai disciplinat aici. Păi așa am moștenit eu din familia mea. Păi ai moștenit din familia ta un lucru care nu-i bun și nu ți-ai făcut timp să te schimbi. Există compatibilitate de caracter, adică morală. Și dacă la aspectele temperamentale nu o să vă puteți potrivi niciodată și nici nu trebuie, trebuie neapărat să luptați pentru valori asemănătoare, pentru priorități asemănătoare și pentru caracter asemănător. Acesta este sau trebuie să fie focusul vostru. Și închei, pentru că a trecut timpul, vorbindu-vă despre compatibilitate spirituală. Compatibilitatea spirituală vizează viața voastră spirituală. Să faceți cu tragere de inimă lucrarea lui Dumnezeu din biserică. Să nu vă opriți unul pe altul. Să dai atenție lucrului ei la școala duminicală, să dai atenție și prioritate lucrului lui la worship, la închinare, la muzică în biserică, să vă potriviți în râvna de a-L sluji pe Domnul, să nu întârziați la biserică, să nu lipsiți de la biserică, să îl respectați pe pastor și pe oameni în vârstă din biserică și conducerea bisericii, să fiți niște modele fiind la fel și din punct de vedere spiritual. O să lucrați o viață întreagă la lucrul acesta. Au trecut 27 de ani de căsătorie din viața mea și procesul potrivirii cu Carmen, soția mea, nu s-a încheiat. Pentru că sunt lucruri pe care le-am făcut mai ușor, dar sunt alte lucruri care nu se schimbă așa de ușor în viața unui om. Și nu e o soluție să pui totul pe soție și să-i spui tu trebuie să te schimbi că eu sunt ideal. Și nici nu e o soluție să pui totul pe soț și să-i spui tu trebuie să te schimbi că eu sunt ideală. Ideal e unul singur, Dumnezeu. Voi amândoi aveți calități și defecte. Acolo unde viața de cuplu o să vă demonstreze că aveți un defect, trebuie cu modestie să acceptați lucrul acesta și să-i spuneți partenerului, roagă-te pentru mine și dăm timp, pentru că eu o să schimb lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul tău. Chris și Evelyn, Dumnezeu v-a pus împreună. Părinții voștri care au investit în voi astăzi au o bucurie mare în sufletul lor. Dar viața de familie este în mâna voastră. Vor exista unele nepotriviri, nu vă speriați. Ceea ce trebuie să faceți este viața pe care o petreceți împreună să o transformați într-un proces de potrivire. Și potrivirea, compatibilitatea aceasta, folosind metoda disciplinei, o să vă aducă multă bucurie și fericire. Alături de părinții voștri, de rude și de prieteni, de Biserica Domnului prezentă la nunta voastră, mă rog, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și toată adunarea să spună amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.